Salutare dragilor, Hristos a suntem marți, 5 mai 2020. Bun, am zis să vorbim despre Ieri săptămâna asta, ieri am vorbit despre Warren Buffett uh, și cred eu că am descoperit niște chestii interesante despre el și despre felul cum vede el uh, viața și uh, lucrurile și cred că avem o grămadă de învățat de la uh, de la. Tinererul de 89 de ani, care investește de 79 de ani, de 78 de ani. Da? Putem învăța o grămadă de lucruri despre a vedea lucrurile altfel decât o fac marea majoritatea prietenilor a colegilor a rudelor noastre și de a face lucrurile un pic diferit, care să te ducă evident la o altă destinație. Vă mulțumesc că ați venit și în seara asta. George, salutare, Adina, Basile, salut, Denis, Bună, Dan. Uh, Andreea, Gabi, salutare, Florin, Caius, David, Dana, wow, Marius, Cristian, salut Cristi, bine ai venit, Neața, Neața și ție, uh, Ștefan, salutare, Sorin, dragilor, Fel Felicia, bine ai venit, Bogdane, Ioan, wow... Uh, nu pot să zic decât sunt recunoscător. sunt recunoscători. Ieri am avut probabil una din cele... Deși n-am respectat tema, ieri am zis că vorbim de cheltuieli și am vorbit de Buffett, ieri cu ajutorul vostru a fost cel mai uh, vizionat live ever uh, și vă mulțumesc pentru asta, vă mulțumesc că ați revenit și în seara asta. Datorită vouă îmi vine să-l fac în fiecare seară și cu cât suntem mai mulți, cu atât învățăm împreună câte ceva și ne descurcăm mai bine. Bună Camelia, Cătălin, Bogdan, bine ați venit dragilor, Cosmin, Mihai, Alex, uh, Gianina, salutare tuturor și sper că uh, sunteți sănătoși, sper că sunteți bine, așteptați cu toții 15 mai, ce-o fi pe 15 mai, nu știu, vama veche, bere la terase, ieșim cu pătura în parc, nu știu ce facem, dăm năvală pe undeva, dar cu siguranță, de dat năvală, dăm năvală undeva, sunt tare curios pe unde dăm uh, Și Astăzi am zis hai să revenim totuși la tema pe care am promis-o, cea legată de cheltuiel, și s-a potrivit cum nu se poate mai bine cu un studiu pe care l-a făcut Erste Young EY, pe care l-a scos Erste Young ieri. Și o să vă pun și vă linkul aici ca să-l vedeți. studiu acest scos de Erste Young ieri, 4 mai, care povestește. Despre comportamentul de consum. Îl aveți aici, dar o să vi-l descriu un pic. <coughs> și o să discutăm despre el, că e foarte interesant. Zice, Ernst Young a făcut un studiu pe 4.000 și ceva de uh, respondenți, vis-a-vis de modificarea comportamentului de consum. Și pentru că vorbim de cheltuieli, am zis, bă, se potrivește la fix subiectul ăsta. Hai să vorbim despre, să vedem ce spune studiul ăsta. Și studiul Ernst Young spune că a identificat patru tendințe în zona de consum, patru tipuri de comportament, de reacții pe care le-au avut oamenii în perioada asta de uh, coronavirus și ia uitați ce a ieșit din curs, uh, cele patru tendințe. Prima este reduc drastic cheltuielile. Deci asta a fost una din primele abordări. Acești consumatori au în general peste 45 de ani, au fost cei mai afectați profesional și uh, 78% din ei fac cumpărături mai rar, cumpără doar produse de strictă necesitate și consideră că marca produsului nu e atât de importantă. A doua tip, al... ce vreau să vă spun este și le-am identificat aici, o să le vedeți și într-un, am fost întrebat de cei de la Antena 1 pentru observatorul din seara asta ce părere am despre acest studiu și ce mi se pare genial este că el, aceste patru Reacții, patru uh, abordări se potrivesc perfect peste cele patru personalități financiare pe care le-am povestit cumva acum șase, șase săptămâni când am început la iPhone, dar o să vi le arătesc ca să vedeți ce înseamnă uh, faptul că oamenii nu neapărat și-au schimbat uh, brusc comportamentul de consum, ci au făcut mai mult din ceea ce făceau oricum în mod normal și fiți un pic atenți, dacă mai țineți minte cele patru personalități financiare sunt saverul, este cel care în mod normal Uh, nu este foarte tentat de tot felul de oferte, de discounturi, de mai știu eu ce uh, tentații, este foarte zen, pentru el nu prea contează, nu prea merită, nu... dar cum să dai mă atâția bani pe chinezerile astea, vai de cap, la ce trebuie mă două telefoane, trei perechi de Adidas și mă, patru cămăși, dar una nu-i bună, nu ți ajunge. Da? Deci saver-ul, fie se raportează la niște lipsuri din trecut, cum sunt părinții noștri sau bunicii noștri, care zic, pe vremea mea, hă, hă, da, aveam o pereche de pantofi, toată familia, da? un televizor, toată familia, un telefon la toată scara de bloc sau era pe telefonul public din, din piață, da? sau, deci, fie au ceva, o experiență în trecut la care se raportează și zic, Bă, nu ai nevoie mă, de atâtea lucruri, da? sau se raportează la un obiectiv din viitor. Un saver are un. De ce foarte important în viitor, strânge bani pentru ceva, vrea să și plătească, nu știu, locuința, să trimită copilul la o școală bună, vrea să viziteze Barcelona sau Madridul sau să și cumpere vreo mașină și atunci deciziile de astăzi le raportează, băi, merită sau nu merită. cheltuiala de astăzi mă apropie sau mă îndepărtează de obiectivul meu. Așa gândește Saver. -ul. Și el așa, așa și vorbește, cum gândește așa și vorbește. Bă, n-am nevoie, nu-mi trebuie, n-am ce să fac cu el, cum să dai ți bani, chinezările astea. Da, e inacceptabil, prea scump. Bun. E, saverul este exact ăsta. Redu drastic cheltuielile. Au peste 45 de ani, deci au o altă experiență de viață, normal, nu-i așa? Fac cumpărături mai rar, pentru este foarte simplu, că oricum nu se împiedicau prea des la cumpărături. Cumpără doar strictul necesar, oricum făceau chestia asta. Și 33% din ei consideră că marca produsului este mult mai puțin importantă pentru ei. Păi exact asta spuneam. Pentru ei pasta de dinți că e de aia sau de aia e același lucru. Pantalonii blugi că de aia, că de aia, e același lucru. Este, ăsta este saver-ul. Bun, hai să mergem mai departe. A doua tendință pe care au observat-o ei este, sau un alt tip de comportament, este hibernează și cheltuie. Ce fac ăștia care hibernează și cheltuie? Cuprinși majoritar în grupa de vârstă 18-44 de ani, da? acești consumatori sunt preocupați cel mai mult de impactul pandemiei, deci de partea de sănătate, mai puțin de economie. Pentru că ăștia. Doar 40% dintre ei au, au declarat că își fac cumpărături mai rar. În rest, spun că nu și-au și schimbat foarte mult comportamentul de consum, și 46% declară că marca e foarte importantă pentru ei. E, cine credeți că sunt ăștia? Exact, Spenderii. Asta e a doua personalitate financiară, Spenderul. Spenderul este foarte. Sensibil la stimul extern, are tabieturi, are obiceiuri, are. Da, el, pentru el brandul este important, după cum reiese și din uh, studiu Ersten Young, EY. Și spender a făcut ce face el mai bine. Poate un picuț acolo a ajustat, dar în general a fost îngrijorat de sănătate, dar nu a fost foarte îngrijorat de buzunar, să zic așa. E, dragă Spender, apropo și eu sunt Spender, deci e foarte important să vă cunoașteți personalitatea financiară. Iar pentru cei care sunteți în cuplu, e foarte important să o identificați și pe a partenerului de viață. Pentru că, eu vă asigur, Dumnezeu v-a pus împreună unul de la și unul de la. Și de obicei de acolo apare scânteia, scandalul și deranjul în, în familie. Bun, deci, spenderul hibernează și cheltuie. Adică, sta potolit, s-a izolat ca să nu se îmbolnăvească, dar el cumpără în continuare. Și la cursurile pe care le-am ținut în ultima perioadă, multă lume mi-a zis chestia asta, deși mă așteptam să vină cu alt gen de întrebări. Mulți mi-au zis, Adrian ajută-mă un pic că am, am scăpat de mol, dar am dat Yamaha în Amazon și în mai știu eu ce site-uri online. Și n-am -am făcut nimic, adică am dat un, o daună pe alta. Deci spenderul hibernează și cheltuie, saverul își reduce drastic cheltuielile. Deci din saver a devenit mai saver și din spender a devenit un picuț mai puțin uh, spender. O altă categorie, o altă tendință pe care o identifică studiul Ernst Young zice păstrează-ți calmul și cheltuie. Și spune, acești consumatori nu se consideră direct afectați de pandemie și nu își modifică obiceiurile de cumpărare. Doar 21 dintre ei cheltuie mai mult pe produsele de băcănie iar doar 18% cheltuie mai puțin. E, cine credeți că sunt ăștia? Exact, voidării. Voidării, adică inocenții care, bă, nu știu, o fi bine, o fi rău, da, mă, stai liniștit că o să treacă, e ok, suntem, da, vedem noi când ajungem acolo. Exact, ăștia sunt cei care sunt calmi, nu sunt calmi, sunt, sunt aerieni un pic, da? Și din punctul meu de vedere, Voidării sunt preponderenți în România, deci eu cred că peste 60% dintre români sunt avoideri. Uh, mai, mai ales degrabă în zona corporate, hai să spunem așa, în zona urbană, da, corporate cu care mă mai întâlnesc eu pe la cursuri, marea majoritate sunt avoideri, adică nu prea vor să știe, nu-și fac un buget, nu se uită pun extras de cont, nu citesc un contract de ipotecă cap-coadă să vadă la ce se bagă pe următorii 30 de ani. Da? Ei sunt la zona de deci, spenderul gândește, n-am nevoie, nu-mi trebuie. Da? Uh, Saverul. Spenderul gândește, bă, ce mi-ar plăcea, ce mi-aș dori, ce bun ar fi. Așa gândește spenderul. Da? Și recunosc că așa gândești și eu de multe ori. Uh, Voiderul gândește, lasă-mă că vedem când ajungem acolo. Deocamdată e bine, stai liniștit. Da? Ne descurcăm noi, n-au fi dracu chiar așa de negru. E, eh, exact ăștia sunt. Își păstrează calmul, că ăștia nu prea înțeleg pe ce lume trăiesc, da? Adică pe ei nu interesează. America, 30 de milioane de șomeri într-o lună de zile, a, o fi mult, o fi puțin, las că au de unde, că ea 330 de milioane. Deci 30 de șomeri e 10%, nu-i mare o filozofie. Când pui lucrurile în context și când înțelegi de adevăratele ce se întâmplă, o să vezi că șomajul din Statele Unite, practic, tot, toate joburile care s-au câștigat în ultimii 10 ani, din 2000, ultimii 12 ani, din 2008 până acum, toate joburile au fost 20 de milioane, într-o lună s-au pierdut 30 de milioane de joburi, ca să înțelegeți și doi și voi, dragi voider, cam ce cam cum se mișcă lucrurile pe lumea asta. Dar ei într adevăr își păstrează calmul și cheltuie mai departe și bun, hai să vedem mai departe. A patra personalitate este călugărul financiar și ce face călugărul financiar conform studiului Erstenian. Călugărul financiar economisește și face stocuri. Acest segment este cel mai îngrijorat de viitorul familiilor lor și de perspectivele pe termen lung. Peste o treime din aceștia cheltuiesc mai mult pe produse de băcănie, iar majoritatea cheltuiesc mai puțin pe îmbrăcăminte și produse destinate petrecerii timpului liber. E, Călugărul financiar în general este un minimalist, adică e o combinație de fapt. E un minimalist, dar în același timp are niște convingeri negative legate de bani și de oameni bogați. Fie că banul e ochiul dracului, fie că bogații sunt răi, sunt lacomi, vor să controleze lumea. Mă rog, până la un anumit model, în moment vor să o controleze, asta este. Da? Dar, în general, ei sunt pe, pe zona asta și sunt exact ăștia. Sunt foarte îngrijorați uh, de perspectivele pe zona asta. De multe ori, călugării financiari sunt cei care sunt prinși foarte ușor în zona de conspirații. Da? Deci călugării sunt cei care uh, cred primii în acea abordare de... Uh, acum eu nu sunt specialist, uh, evident... Uh, americanii, cu 5G-ul, cu evreii și cu ungurii și cu, da, știți e, povestea aia pe care o auzim de 30 de ani? Nu ne lasă Occidentul să ne construim autostrăzi? Cunoașteți mesajul ăsta? Bă, nu ne lasă cineva, nu știu cine, cineva nu ne lasă să construim autostrăzi. Că dacă era după noi, mamă, știi cum, deci autostrăzi peste autostrăzi peste autostrăzi. Le împleteam ca pe șosete. Ei bine, astea sunt cele patru... Personalități de consum și saverii au devenit și mai saveri, spenderii doar s-au ajustat un picuț, avoidorii în continuare își văd de viața lor și uh, sunt calmi și cheltuie în continuare, iar călugării au revenit la stilul lor zen și minimalist în care nu uh, uh, economisesc și fac stocuri. Bun, v-am pus și... Uh, Uh, Lucia mă întreabă unde mă încadrez. Eu sunt Spender, dragă Lucia. Uh, este ca la întâlnirea alcoolicilor anonim. Bună, sunt Adrian și sunt Spender. Trebuie să vă spun că pentru mine, de exemplu, Hornbach sau Dedeman sunt ca Disneyland. Deci eu când intru acolo sunt... Mua, ce chestii mișto. Da? Eu când mă uit la o bormașină, te ui, cum te uiți la Mickey Mouse. Așa, exact așa mă uit la... La oamenii ăștia și mai sunt vreo 2-3 hipermarket unde la fel. Dacă mă scape acolo, la revedere. Eu am și o vorbă că într-un hipermarket vei găsi întotdeauna cel mai scump lapte. Nu mi s-a întâmplat niciodată să intru să iau o cutie de lapte să nu las 2-300 de lei. Și atunci o bună perioadă de timp, de exemplu, făceam cumpărăturile doar la magazine foarte mici, ca să nu mă împiedic acolo de ștergătoare auto, de colace de wc de mai știu eu ce șurubelnițe sau de chei okay, de 16, habar n-am. Pentru că în mintea mea cumva e ideea aia cu lasă-mă să fie acolo, cine știe când îți trebuie. Nu? Cam așa gândea și tata și cu siguranță că și uh, Cosmin zice și pentru nevastă mea e Disneyland. Da, într-adevăr cu toții avem niște slăbiciuni, Ikea, vreun hipermarket, vreun de asta dă soale. Na, mă rog, asta este, suntem oameni, vorba aceea. dar odată ce ai înțeles tipul de personalitate pe care îl ai, da, faptul că ești spender sau că ești avoider sau că ești, da, de, odată ce ai înțeles lucrul ăsta, poți să faci câteva lucruri astfel încât să te organizezi puțin. Și hai să vă zic ce fac eu unul la mână. Încerc să cumpăr cât mai des cash. Da? Pentru că în, pentru mine, care sunt spender și mă ia foarte ușor de nas, eu când trec pe lângă Paul sau pe lângă, nu știu, Sinabon, cum era, vai de capul meu, da? Deci pur și simplu mă, mă ia de nas și mă bag în cârciumă. Pentru spender mai ales avem nevoie să simțim cum pleacă banii. Există ceea ce se numește durerea plății cash. Lucru care nu se întâmplă atunci când plătiți cu plasticul. Da? Dar când plătiți cu cash, în primul rând că poți să evaluezi ce resurse ai și înțeleg, bă, dacă îi dau pe ăștia pe amândoi, nu mai rămân cu nimic. Dacă dau numai unul, hai că mai rămân cu ceva. Uh, un spender are nevoie de această experiență. Numărul 1, folosesc cash mai des. Uh, numărul 2, nu țin, niciodată cash, uh, nu țin niciodată bani în contul de card direct, deci în contul de cardului de debit. Nu am card de credit de vreo 12 ani, dacă nu mai bine, 15 ani poate chiar. Dar nu țin niciodată uh, banii direct în contul de uh, card. De ce? Mi-e prea simplu să plătesc. Eu ca spender am nevoie de o, o mică, cu toți spenderii și mai ales, și avoiderii, și au nevoie de aceste mici hopuri, aceste mici bariere pe care să și le pună singuri și peste care să treacă. De ce? În momentul în care intru un magazin, am, de, -am poate nu am bani suficienți la mine uh, și vreau să cumpăr ceva, am nevoie de 10 secunde, 30 de secunde să-mi transfer niște bani din contul de economie în contul curent. E, în momentul ăla se întâmplă două lucruri importante. 1. Îți verifici soldul pe care al minter nu-l faci. Da? Când plătești cu cardul pur și simplu și ai banii pe el, nu stai tu să verifici înainte câți bani mai ai pe card. Deci, numărul 1 ca spender mă ajută să-mi verific soldul. Să bă, deci cam atâția mai sunt. Uh, hai să vedem, e bine sau e rău. Numărul 1 și numărul 2, în alea 30 de secunde cât verific eu sau fac transferul, mă mai gândesc de două ori. Bă, chiar îmi trebuie o aremă asta sau e doar o chestie de impuls și mi-a plăcut și am văzut-o și uh, am zis hai să mă împiedic în ea. Uh, deci am nevoie de această baricadă. După aceea, tot ca, tot ca spender, uh, am o regulă când vine vorba de haine și o să povestim poate în altă ediție și vis-a-vis -vis de uh, zona asta de țoale. Am o regulă care spune nu intră în garderobă mea un obiect fără să iasă un obiect. Adică văd o cămașă drăguță, îmi place, vreau să mă iau perfect. Înseamnă că mă gândesc un minut sau 30, 10 secunde la care din cămășile pe care le am deja sunt dispus să renunț, da? nu mai îmi place, nu mai port, o scot din garderobă, astfel încât să o iau pe asta nouă. Pentru că al minteri, eu vă garantez, cu toții aveți, <laughs> Eu vă garantez cu toți aveți, uitați-vă un pic în garderobă dragilor, eu vă garantez cu toți aveți doar câteva haine pe care le îmbrăcați în fiecare săptămână. Da? Cel mai bun indicator al garderobei voastre, esențial, este coșul de rufe sau mașina de rufe. Veți regăsi în coșul vostru de rufe aceleași două perechi de pantaloni, aceleași două-trei bluzițe, aceleași două-trei cămăși sau tricoașe sau mai știu eu ce cu toții avem câteva piese de garderobă în care ne place să stăm și să le purtăm. Și atunci mi-am fixat regula asta, după ce mi-am făcut curățenie și am aruncat jumătate din hainele pe care le aveam, un sfert din ele le păstram pentru când o să fiu eu mai înalt, mai slab, mai frumos, mai pletos, mai... înțelegeți voi, nu o să se întâmple, am acceptat crul la realitate și zic, hai, gata frate, hai. Le-am dat și am zis ca să nu umplu șifonierul din nou într-o jumătate de an, regula de acum e următoarea. Văd un ceas, văd o pereche de blugi, văd o cămașă sau mai o pereche de pantaloni, le pantofi, la care din ceam acasă mă duc să renunț ca să o bag pe asta nouă. De cele mai multe ori răspunsul este, stai mă un pic, cămășile pe care le ai sunt absolut ok, ce rost are să-ți mai iei încă una. Dar uneori răspunsul este, a, cămașa aia cred că e păducă, perfect, o arunc pe aia ca să o cumpăr pe asta. Câteva idei care s-ar putea să vă ajute și pe vouă Ah, și cel mai tare dintre toate este, uh, care mă ajută pe mine, s-ar putea să vă ajute și pe voi, voi este împărțitul banilor pe plicuri. Asta mă ajută enorm de mult și pe mine și familia noastră. Folosim sistemul de plicuri de 5 ani de zile, dacă nu mai e bine. E, nu, e, nu doar că e bine cu banii, dar e bine cu nevasta. Adică eu de 5 ani de zile nu m-am mai certat niciodată cu nevasta mea de la bani. De ce? Pentru că stau cu ea 5 minute pe întâi ale lunii când primim salariu. Ăsta e sistemul de plicuri, puteți să vi-l faceți singur sau îl găsiți la mine pe site. Important este să rețineți principiul. Principiul este, sunt 10 plicuri aici, da? principiul este că în ziua de salariu îmi iau bănuții, eu cu nevasta, stau 5 minute și începe distracția. Da? Începem să-i punem efectiv aici. Ăsta e plicul de economii, ca să-mi aduc aminte că primul lucru pe care trebuie să-l fac și eu, dar și voi, dragilor, este în ziua de salariu, puneți întâi deoparte o sumă de bani și după aceea cheltuiți restul, economiile, cumpărăturile vitale, adică ăsta e plicul de mâncare, locuința, întreținerea Netflix-ul și altele, cheltuielile de transport, punem aici ca să vedem cât costă mașinuța și plimbarea în fiecare lună, dat plicul de datorii pentru cei care au datorii, mulțumesc Dumnezeu am scăpat, fondul de urgență, da? acei 1000-2000 de lei cash în casă pe care vă recomandam să-i puneți pe toții, cheltuieli diverse, fleacuri, mărunțișuri, nice to have-uri și e, opționale, donații și caritate cu 10%, banii disipiți pentru prostioarele alea pe care tot aruncăm diverse sume de bani și ce vă mai recomand, eu, mai, noi mai avem un plic care se numește plicul de timp liber în care punem 400 de lei, Lunile astea două n-am pus nimic acolo pentru că timpul liber a însemnat o plimbare în, jur, cu, în jurul blocului și asta încă mai este gratis. Uh, și un alt lucru pentru cei care sunteți în cuplu este, făceți-vă un plic al lui și plic al ei, da? plicul meu și plicul tău, în care puneți 100, 200, 300 de lei, da? o sumă modică acolo, ceva să nu vă dea bugetul peste cap, și bănuții ei puteți să-i cheltuiți fără să vă scoateți ochii unul altuia, fără să cereți o coteală, fără să apucați să vă întrebați, bă, dar tu câte șurubelniți, mai cumperi multe șurubelițe, ce faci cu ele? Și eu să încep să-i scot ochii câte bluzițe sau câte dresuri are sau ce chiar îi trebuie, uh, cartea aia nu putea să o descarce gratis de pe net. În momentul ăla, pe grosul finanțelor noastre, tragem împreună la aceeași căruță și avem o mică supapă astfel încât fiecare să-și facă în dreptul lui fără să simtă Big brother un în spate care îi urmărește fiecare achiziție și fiecare bon și factură. Băi, treaba mea, eu am 200, eu am 300 de lei, nevastă mea are 500 de lei, că așa este în democrație și oricum la... La mine vopsitul e mai ieftin, deci mă înțelegeți? Și atunci sistemul de plicuri pe noi ne ajută. Pentru că într-un fel combinăm cash-ul, vedem când se termină, ne ajută să ne, să ne limităm. Marian zice, poți face volturi la Revolut. Într-adevăr se pot face volturi la Revolut. Pentru mine funcționează sistemul de plicuri cu cash combinat cu niște conturi pe care le avem împrăștiate. Deci principiul este împărțiți-vă banii pe categorii. Nu-i mai țineți pe toți într-un loc, că în ziua de salariu o să, vă pară, o să vi se pară că mulți și după o săptămână, două, o să înceapă scandalul. Eu am și o vorbă care zice românul este 5 zile capitalist și 25 de zile minimalist. Adică după ce ai luat salariu, ne distrăm un pic, ni se pare că o să o grămadă de bani, avem și de aia și de aia și de aia. Și după aceea începe deranjul. Bun. Dacă funcționează pentru tine, dragă Marian, sistemul de volturi de la Revolut, cu mare drag, aplică-l, folosește-l, evident, încercați lucrurile care vi se potrivesc. De aia e important uh, să-ți înțelegi personalitatea financiară, să știi cum ești. Asta mă ajută pe mine, pe mine mă ajută cash-ul, evident, da? uh, și poate vă ajută și pe voi. Asta înseamnă, Petru zice asta înseamnă că trebuie să ținem cash pentru plicuri. Da. Da. Anumite, cash, anumite lucruri le-am pus pe automat, economisirea de exemplu. Nu avem plic de economisire. Pentru că noi ne-am fixat un procent în ziua de salariu, o sumă de bani se într-un cont de economii și mai departe într-un fond mutual. Asta e tot, nu e vreo mare filozofie. Da? Și pe asta l-am automatizat, l-am exclus. Alte lucruri sunt iarăși puse pe automat. Donațiile sunt puse pe automat. Avem un cont de donații în care punem 10% din salariu și din chiri. Deci nu e vreo mare filozofie. Pur și simplu folosiți ceea ce vi se uh, potrivește. Zice, în dulap sunt haine noi și totuși le folosim pe aceleași. Așa este, dragă Lucia, cu toții avem uh, câteva perechi pe care le folosim și într-o zi o să vă povestesc, poate vă și arăt garderoba mea ca să vedeți cât de plictisitoare este. Da? Deci am o garderobă extrem de plictisitoare și dacă nu v-ați prins până acum, de 6 săptămâni m-ați văzut îmbrăcat cam la fel. De ce m-ați văzut îmbrăcat cam la fel? Pentru că în momentul în care eu găsesc acea haină pe care văd că o port și îmi place și mi se potrivește și îmi vine bine și așa mai departe, da, și mi ascundă burta și chelia, în momentul ăla îmi cumpăr mai multe bucăți. Am șapte cămăși albe, am vreo 12 tricouri care sunt toate identice, același brand, același, nici măcar nu sunt foarte scumpe, nu știu, costă 19 lei bucata, diferă doar culorile și în momentul ăla eu când mă duc la dulap, în primul rând că nu stau o jumătate de oră să mă gândesc cu ce sortez astăzi și cum mă îmbrac, pe oricare din cămășile mele aș pune mâna, mă simt bine în ea, adică nu am probleme de genul ăsta, pe oricare din tricourile mele aș pune mâna, mă simt bine în el, blugii mei nu depășesc 160 de lei, da? 169,99, trebuie să recunosc, 169,99, am trei perechi identice, dar am nicio problemă, pot să mă îmbrac cu ochii închiși, efectiv, și știu cum o să arăt și știu că o să mă simt bine. Asta e important să înțelegem ce personalitate financiară avem. Ca să-ți controlezi mai bine cheltuielile, da? Nu e așa. O să vorbim și mâine seara și poi mâine, săptămâna asta vorbim despre cheltuieli și o să vă mai povestesc eu câteva Lucruri, dar rețineți principiul ăsta, că s-ar putea să vă ajute și pe voi, împărțiți-vă banii pe plicuri, pe borcănașe, pe categorii, pe ce vreți voi, pe conturi, împărțiți-i, nu-i mai țineți pe toți la grămadă și prima cheltuială trebuie să fie economisirea, întotdeauna. Bun, hai să vedem și oare ce întrebări. Dacă vă place ce am povestit, a, înainte de asta vreau să vă dau o chestie foarte mișto, o să o postez aici. Uite, într-una din seriile astea vă invit să vedeți, eu vă pun aici doar trailerul, că nu există pe YouTube tot filmul. Se numește Confesiunile unui shopaholic, a unei șopaholice. Este o gagică care este obsedată de cumpărături. Vă invit să vedeți și voi, să invit și voi, să vedeți și voi filmulețul ăla, că este genial. Să vedeți o gagicuță obsedată de țoale și de poșete și de tot felul de chestii. Nu știu dacă mă mai vedeți, că mie mi se pare, mi arată aici că uh, Mestecă ceva uh, YouTube-ul ăsta uh, Facebook-ul Ia să vedem dacă Ne mai vedem Zice că ne vedem, auzi Așa Și Uitați-vă și la filmulețul ăsta, că este uh, interesant, uh, Confesiunile unei șopaholice, ca să vedeți printre, prin ce, trece, prin ce dra drame poate să se un unul. Bun, dacă vă place ce am povestit astăzi, dacă ați descoperit ceva interesant despre voi și dacă v-ați regăsit în acest uh, studiu Ernst Young, în general Ernst Young scoate niște studii foarte faine. Într-o seară o să vorbim despre un studiu legat de joburi și de... Uh, Atitudinea față de muncă a angajaților din România, foarte interesant, a fost scos în 2019, cred, dar este foarte fain. Și sunt curios unde vă încadrați. Sunteți spender, sunteți saver, sunteți avoider, da? adică inocent din ăsta care e un pic aerian, sau sunteți călugări financiar? Doamne ajută! Bun, hai să vedem întrebările de astăzi. Alin zice... Titlurile de stat aduc foarte puține beneficii financiare. În afară de siguranță, procentul este mic. Da, așa este, drag Alin, dar sunt momente când siguranța este al naibii de importantă, nu-i așa? Și cred că în zilele astea o simțim cu toții pe, pe propria piele. Și dacă v-ați făcut profilul de investitor, dacă ați intrat pe, pe site și v-ați descărcat formularul de investiții, profilul de investitor, o să vă pun aici din nou linkul ca să-l vedeți. Înainte de orice investiție trebuie să-ți faci acest profil de investitor. Și o să vezi acolo că și investitorii strategici, deci cei mai educați, cei mai avansați, cei mai experimentați și pentru ei e importantă o zonă de titluri de stat. Și mai vreau să spun ceva, dragă Alin, una din feliile cele mai consistente ale unuia dintre cei mai tari investitori pe lumea asta, Ray Dalio, da? Una din felile cele mai consistente din portofoliul lui care se numește All Weather, adică e un portofoliu care te trece peste toate anotimpurile economice, una din cele mai importante felii este formată din titluri de stat din bonduri americane, da? la 10 sau la 20 de ani, oricum termen, pe termen lung. Într-adevăr, beneficiile sunt mici, dar siguranța, mai ales în anumite momente, este un beneficiu extraordinar. Și îți mai spun ceva. Pentru un investitor precaut, adică puțină experiență, puțină educație, puține resurse și așa mai departe, și apetit mic la risc, adică se sperie repede, 3% la titluri de stat garantate de statul român, deci nu de nimeni, și neimpozitată dobânda, pei 3%, poate să fie mult mai mult decât minus 80% randament pe care l-ar obține dacă începe să se joace precautul, dacă începe să se joace pe Forex, pe Aur, pe Crypto, pe mai știu eu ce. Deci 3% depinde cum te uiți la ele, poate să fie mult sau puțin. Și mergem, legăm subiectul ăsta de o altă întrebare care vine de la Tudor și care zice a văzut Tudor un articol pe care l-am văzut și eu în ziarul financiar, vi-l pun și vouă aici. Ziarul financiar spune că Guvernul României, Ministerul Finanțelor, se pregătește să atragă de la populație un împrumut foarte mare prin, emisia de, prin emisiunea, emiterea de titluri de stat. Și Tudor mă întreabă de unde pot afla când se pun la vânzare și de unde pot cumpăra. Dragă Tudor, cu siguranță că o să anunțe în presă băieții la ce foame de bani o să fie o să fie peste tot anunțat și dacă zic că e cel mai mare împrumut, o să fie pentru toată lumea, credeți-mă, și o să anunțe peste tot. În general, titlurile de stat pot fi cumpărate, așa era până anul trecut, pot fi cumpărate de la trezorerie sau de la oficiile poștale. Efectiv, eu așa am făcut, am vrut să testez produsul. Acum niște ani, când au început ei să, să dea la populație titlul de stat, te duci la oficiu poștal, până acum regula era între 1 leu și 100 de, mii de lei, cât ai, 5 lei, 10 lei, 500 de lei, 10.000 de lei, cât ai, te duci, faci depunerea, primești o chitanță care confirmă faptul că ai cumpărat titlurile de stat și te înscrii la o anumită maturitate, o să vedem ce maturitate o să aibă titlurile de stat, că ele de obicei sunt lansate pe diverse maturități 3 ani 4 ani 5 ani 10 ani și așa mai departe și practic timp de ce trebuie să ai grijă este timp de 3 ani 4 ani 5 ani să nu ai nevoie de banii pentru că uh, anumite emisiuni de, de titluri de stat nu erau tranzacționabile adică odată ce le-ai cumpărat nu mai ai ce să faci cu ele ești rămâi rămâi cu banii blocați până ajungi la maturitate și odată pe an când se întâmplă maturitatea pe mine de exemplu chiar m-a surprins. Uh, pe mine m-a sunat doamna de la poște să-mi spună, domnul Adrian, ați atins maturitatea cu titlurile noastre de stat, vă așteptăm pe la noi ca să vă ridicați dobânda. Și iată că nu e chiar atât de, de complicat. Randamentele, într-adevăr, erau între 3, 3,5, 4, 4,5, 5%, 5 la lei, când erau oameni disperați, păi 5% la lei, garantat, neimpozitat și așa mai departe, parcă devine ceva mai interesant decât depozitele bancare de 1% sau 1,5%, nu-i așa? Bun, dar mare grijă să nu fie bani de care să aveți nevoie în perioada aia și o să vedem dacă sunt tranzacționabile în vreun fel sau nu. Vedem când anunță băieții ăștia mai departe. Dar titlurile de stat fac parte din portofoliu oricărui tip de investitor. Bun. Uh, pa, 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 pa. Aurica întreabă dacă eu n-am investit niciodată la bursă sau chestii de fonduri. Ok. Uh, însă aș dori să încep cu o sumă mai mică. În ce ați investit dumneavoastră dacă aș fi în locul meu? Uh, dragă Aurica, nimeni nu este în locul tău și nimeni nu este în locul meu. Uh, de aia e foarte important, primul pas, ți-l recomand călduros, să intri pe site să faci profilul de să intri pe site să-ți faci profilul de investitor ca să vezi de care ești tu. Eu sunt investitor dinamic, de exemplu, și îmi cunosc limitele. Nu mă duc nici la strategici, nu mă duc nici la precauți, stau la dinamici. Ăla e primul pas pe care trebuie să-l faci. După aceea, trebuie să ai fondul de urgență, 1000-2000 de lei cash, și foarte important, trebuie să nu ai datorii de consum, să nu ai carduri de credit, să nu ai împrumuturi, cine știe ce, Doamne ferește, IFN-uri sau uh, alte lucruri. Deci, să nu ai datorii care să te forțeze în anumite momente să vinzi investiția ta. Când ai investit, trebuie să fii 100% stăpân pe investiția respectivă și iar un lucru la care trebuie să fii să ai grijă, Aurica, nu știu dacă ai credit la casă, dar părerea mea este, dacă ești în primii 5 ani de zile de credit la casă, cea mai bună investiție pe care poți o face este să ți achiți anticipat locuința, creditul cu reducerea perioadei. Reține chestia asta, reducerea perioadei. Trebuie să mergi personal la bancă dacă ai bani de investit și să zici, asta e o sumă, o plată anticipată cu reducerea perioadei. După aceea, am spus și în alte seri, recomandarea mea pentru începători este să meargă spre o zonă de fonduri mutuale pe care le găsiți la banca cu care lucrați deja. Toate marile bănci din, din România au fonduri mutuale și mai precaute, mai conservatoare, adică ele cumpără titluri de stat și mai agresive. Fondurile mutuale cumpără acțiuni, sunt ceva mai agresive. Dacă sunt pe titluri de stat, se vor potrivi pentru personalitatea, pentru profilul conservator. Dacă ești echilibrat sau dinamic, mergi către fonduri mutuale și întotdeauna începeți cu sume mici. Începeți cu 100 de lei, 200 de lei începeți cu bani care nu au miză pentru voi, astfel încât în momentul în care o să vedeți roșu, că vă garantez că o să vedeți roșu, că și eu văd roșu în anumite perioade, să nu fiți disperați, să nu vă panicați, să nu stați cu ochii în telefon acolo, zi de zi, să mama a crescut, a scăzut, pierd avansul la casă, pierd banii de școala copilului, nu. Trebuie să fie, investițiile trebuie să fie plictisitoare, da? Viața trebuie să fie interesantă. Bun, deci eu așa aș face dacă aș fi în locul tău, mi-aș face curățenie în spate, mi-aș asigura fundația de stabilitate, fondul de urgență, da, și după aceea aș începe cu sume mici într-un fond mutual potrivit profilului meu la banca cu care lucrez deja. Diego mă întreabă ce recomand, cărți de dezvoltare financiară audio sau cele fizice și niște site-uri de cărți audio. Mulțumesc, dragă Diego, eu am două abordări aici, evident faceți ce vi se potrivește. Mie îmi plac cărțile fizice, da? Îmi place să citesc, îmi place să-mi notez, îmi place să subliniez. Deci eu le conspectez, ca să zic așa, nu, le, nu doar le citesc, unul la mână și după aceea îmi plac podcasturile și îți recomand călduros să mergi pe zona asta și mai ascult diverse radiouri sau chiar pe YouTube. Mă uit la diverse TED talk sau uh, pe zona asta. Deci așa mi-e... Uh... Da, bun. al nu am nu am site-uri de cărți audio, din păcate, dar sunt podcasturi, o, oh, oh, miliarde de podcasturi. Bun, Gabriel mă întreabă de ce mulți analiști financiari nu recomandă fondurile mutuale. Pentru că sunt analiști financiari. Analiști financiari de cele mai multe ori se încadrează în zona de investitori strategici. Adică au multă educație, au multe resurse, au multă experiență, da? Ei au ajuns la uh, momentul în care pot să evalueze o companie, să-i citească un raport financiar, să-i înțeleagă măruntaiele, să uh, cunoască toate mecanismele de taxare, implicațiile, da? Cum schimbi e cel mai eficient, pe ce platformă lucrezi, cumperi în state, prin o companie din Marea Britanie, Irlanda, da? Deci lucrurile sunt destul de complexe ca să obții niște randamente mai mari și ca să obții niște comisioane mai mici. E, analiștii financiari care asta fac, înțeleg aceste detalii și pentru ei, evident, după munca și timpul pe care îl investesc, reușesc să obțină comisioane de 0, ceva la sută, 0,3, 0,2, 0,5, da? dar sunt multe, sute, mii de ore investite acolo și puse la bătaie și multă educație, mult citit, mult... Pentru micul investitor, cum sunt eu, cum sunteți poate mulți dintre voi, nu știu, îmi imaginez, dacă nu vă cunosc personal, dar pentru marea majoritate care nu avem timpul, experiența, educația și așa mai departe, e, noi trebuie să plătim această expertiză. Aveți de ales, ori o învățați voi și o probați pe, pe pielea și pe buzunarul vostru sau o plătiți. Adică și în momentul ăla mergi pe un fond mutual sau începi măcar cu un fond mutual, trebuie să plătești un manager care analizează, care are acces la tot felul de analize, statistici și așa mai departe. Educația costă pe lumea asta, serviciile costă, asta este. Și atunci o să ai un comision de 1,5%, 2%, 2,5% ca cineva să-ți țină banii investiți ca lumea și în siguranță și așa mai departe. Bun, de-aia... De obicei, analiștii financiari recomandă lucrurile pe care ei le fac, dar ei sunt 0, la da? Pentru marea majoritate este mult mai complicat de, a, de intrat în, în zona respectivă. Necesită multă educație, multă disciplină, nu mai vorbesc, da? este cu tot o altă personalitate. De aia începem întotdeauna cu profilul de investitor. Bun, ea să vedem. A, ah, Gabriel Constantin zice, învăț aici într-o oră mai mult decât am învățat vreodată în arii de școală. Dragă Gabriel, îți mulțumesc tare mult. Mă străduiesc să povestesc atât și cât mă pricep încă o dată. Ce vă spun eu este din propria experiență și cum văd eu lucrurile. Când vine vorba de banii voștri, voi trebuie să înțelegeți ce faceți cu ei. Buffett, am povestit de la seară, zice, dacă nu ești pregătit financiar și psihologic să investești în ceva, nu investi. Și dacă nu înțelegi în ce investești, ce sunt alea titluri de stat, nu te băga. Sau ce este forexul sau ce este bursa, sau ce sunt imobiliarele, nu te băga. De ce? Opinia ta se va schimba de fiecare dată când stai de vorbă cu altcineva. Da? Dacă nu înțelegi, fiecare om cu care vorbești o zică, a, Gigela a zis că nu e bine. Știți, aseară aveam o discuție aici, Tesla e super investiție și altcineva cea Tesla e în faliment. Da? Dacă nu înțelegi ce e cu Tesla, te iei după ăla care zice că e super tare, după aceea vine altul care ce stai -mă un pic că e faliment, uite-te pe acolo și te variezi foarte, foarte mult. Bun, mai puneți voi câteva întrebări pe aici. Nu reușesc să răspund la toate, este deja fără 10, vreau însă să vă las cu o carticică și în seara asta Întrebările voastre vă rog să mi le scrieți aici pentru că eu mi le notez, le păstrez și mâine seara ca să ne revedem din nou nu e așa? Vă aștept să povestim despre ele Carticica de astăzi este, că tot am vorbit de cheltuieli și de o perioadă Prea complicată, pe care ar trebui să o simplificăm un pic. Se numește Simplify Your Life. Marion Kustenmacher. Cum să trăiești mai simplu și mai fericit cu copiii tăi. O cărticică care 100 de pagini. da. O haliți în seara asta sau căutați-o pe undeva sau luați-o, habar n -am. Și zice, fii plicticos. Uneori, ca părinte, trebuie să fii plicticos. Există super părinți minunați care fac cu copiii lor în continuu lucruri palpitante și frumoase. Astfel de părinți sunt deosebit de solicitați și în mod ciudat și copiii lor sunt la fel. Dacă te recunoști în această descriere, ține seama și de următorul sfat. Simplify. Fii atât de plicticos pentru copiii tăi, măcar pentru un timp, încât să te lase în pace o vreme și să ai timp să-ți încarci bateriile. Simplify your life. Vă mulțumesc că ne-am revăzut și în seara asta. Dacă ați ratat ceva din seriile trecute, vă zic, menționați aici întrebările voastre. S-a lansat o întrebare legată de plata anticipată cu reducerea uh, duratei și văd că ați răspuns unii dintre voi, vă mulțumesc tare mult că m-ați ajutat. Uh, mai văd niște întrebări aici legate de pensii private, uh, asigurări unit link-uri, le-am pus pe listă și o să le abordăm și pe astea. Dacă ați ratat ceva, mergeți pe canalul de YouTube, abonați-vă pe acolo că le aveți pe toate la îndemână. Mâine seară vorbim despre cheltuieli neprevăzute. Cum gestionăm cheltuielile neprevăzute? Și o să vă provoc pentru mâine seară la un exercițiu. Vă aștept să ne revedem cum facem să gestionăm aceste cheltuieli neprevăzute care ne dau bugetele peste cap și ne scot bănuții din buzunar. Până mâine seară, ca de obicei, la ora 8, fiți sănătoși și fiți prosperi!